Astea sunt micule românești, jur. Uite cât e de mare, tată, ce vorbești tu? Opel Admiral B28. Uite ce de-astea aveau de piele aici, așa închideau la radiator. Ce drăguț e asta, mic. Iar la final am lăsat frumusețile. Salutare, dragi prieteni! Dacă săptămâna trecută am făcut ceva mișcare și puțin sport, în săptămâna asta am ales să vedem un muzeu de tehnică militară și de aviație, biciclete, motociclete, mașini de pompieri, un muzeu de tehnică veche, militară și, cum am spus, de aviație. Ne aflăm în Bad Ischl, aproape de lacul Trause, unde noi am mai fost și am făcut și drumeții, puteți găsi pe canalul nostru de YouTube videoclipuri. O să vă las probabil și sugestie. Ne-a prins puțin ploaia, a început să plouă puțin așa, ne-am băgat așa sub o șură de asta, nu știu cum să-i spun. În spatele nostru este un restaurant rustic, unde probabil vom intra după aceea. Rămâne să vedem aici cum este cu intrarea și ce putem să vedem, dacă au și în afară și în interior. Din ce am văzut în poți există și ceva afară, nu prea amenajat. Din ce am văzut și în comentarii, nu prea este atât de frumos exteriorul, dar am înțeles că se lucrează și vor face să amenajeze și exteriorul, dar în interior este toată frumusețea. Iar la intrare avem o locomotivă veche, iar aici se află parcarea, avem restaurantul și probabil intrarea la muzeu. Din 1934. Interesant așa. Noi am luat și tichetele, 12 euro tichetul de persoană. Nu este atât de mare pe cât mă așteptam, dar este destul de interesant. Oricum, la 100 de km distanță de unde venim noi, probabil vom mai face și altceva în zonă, dar să ne delectăm cu istoria vehiculelor și tehnicii militare de aviație. Da, și cel mai bine, hai să o luăm din exterior. 1944, T-34-85 UDSSR. Diesel, 12 cilindri sau nu-mi dau seama. Băi, este spectaculos. N-am văzut în realitate niciodată. Este prima dată când... Uite ce avion supersonic. Băi, ești nebun? Este prima dată când văd și eu în realitate mai aproape ceva așa. Este de aluminiu nituit. 1964 MiG 21. Uite, mă, MiG-urile noastre, Nicoleta. Astea sunt MiG-urile românești, jur. Deci noi avem MiG-uri. Uite, tot așa le avem și după în 64. Pe bune. Deci aviația română. Uitați-vă cu ce zboară ăștia. Aici e piesa de muzeu, mă, tata. MiG 21 și F-13. Care e F-13, care e MiG 21? Sau ăsta e tot numele. Prima generație. Noi oare ce generație avem? Noi cred că tot generația avem și noi. Avion de luptă, MiG, mă, tata, uite-te și tu. Prima generație de avioane de luptă
așa mai supersonice, nu știu, mai rapide. Sunt destul de măricele așa în realitate. Bine, cred că se mai pot recondiționa ceva și mai mult. MiG 21. A, cred că ăsta l-avem noi, MiG 21, nu știu care, că știu că unul din avem și noi. Aici este pieză de muzeu, bă, tată, bă, și la noi se zboară cu ele în continuare. Chestia este că, vedeți, nu putem să intrăm, am citit și pe internet, nu putem merge așa mai aproape pe lângă ele, adică încă nu este destul de accesibil așa. Deși ar putea să lucreze și să facă ceva în sensul acesta. Su-22M4, 1979. Ălea sunt miguri. Deci doar avem noi în România care încă acum le-au scos din aviație, zboară românii cu ele, foarte serios vorbesc. Așa sunt piese de muzeu, MiG-ul 21. Uite, MiG 21 acolo scrie. Noi nu avem altele, de asta ale păi decât două, sunt atât, avem două MiG, urmă. Cum zicea cel de la stand-up comedy, Micuțu. Avem două MiG, urmă, tată, ești nebun, adică... Aveți par destul de micuțe, știi? Nici? Uite cât e de mare, tată, ce vorbești tu? Bine-s militare și erau folosite special pentru... Uite cât e de mare, ce vorbești tu, că e imens. Și sunt elicopter de la micuț de personal, așa. Și sunt două. Dar nu ne scrie despre ele. Despre astea nu avem ce să vă zicem. Nici mai au elicele, le-au dat jos. Tu îți dai seama pe vremea aia? Bine, că pe vremea era avansată, îți dai seama, era ultima tehnologie. Uite cum au la roți unde aterizează, au pe telescoapele, vezi? Ca să facă așa. Astea sunt și mai supersonice, astea ce n-ai văzut aici? Dar vezi, nu prea-ți dați accesul așa să te apropii de ele, nu e făcut chiar așa cum la exterior. Știu că m-am uitat și la comentarii și într-adevăr, tot așa ziceau și oamenii și uite că așa e. Să-ți de o persoană. Da, deci câteva avioane aici la exterior, în parcarea asta, deși v-am zis, ar fi putut să dea drumul gardul ăsta la o parte, să lase mai accesibil așa, să le deschizi, să intri prin ele, nu știu de ce nu... Este bine, este privat. Este un muzeu privat și probabil nu atât de mare buget, nu-mi dau seama. Dar ar fi meritat să-l facă puțin mai open, știi? Ce mai văd aici este o locomotivă, așa... Mamă, e metal ruginită. Păi ce asta pe cărbobă? E deschisă. Șină ferată, fierbut. Interesant. Ceva, cred că de transportat petrol, ceva, nu știu, ulei. Se pare că are tank. Da. Deci astea sunt migurile românești aici, au ajuns la muzeu. Că noi avem două și le-au scos până la urmă, le-au scos acum în sfârșit din uz. Ce să faci, mă, tata? Piese de muzeu, tu îți dai seama că ai noștri merg cu așa ceva? Și intrăm la interior. Aici avem o bucătărie. Găteau naziști cu ea. Știți? Un fel de hot dog. De rulotă de hot dog. Mamă, și asta din șină ferată, șef. Fier masiv. Masiv, masiv. Aici sunt ceva tehnici, ceva... Radiouri, de interceptări, binocluri, ce o fi este aici, nu-mi dau seama. Deci tot felul de tehnică. Ce se folosea acum 80 de ani. Cine știe ce o fi, mă, tată? A, aici avem niște jucării. Unde să-i vrea și-o acasă. Ha! Unde să-i vrea și-o acasă, uite ce foarte frumoase. Vreau și-o acasă. Cu soldății, uite ce tank, frate. Mamă, cât de mare e. Frumos. De fier. Și locomotivă, uite, militară, cu tun. Și pe partea și asta, la fel, iată, acolo, destul de... Tancuri la fel, de fier. Mamă, are să toate jucuri mașinuțele cumpărat asta. Nimic, cred că nu mai găsești și pe piață, aici sunt toate. Foarte frumoase. Vreau și eu de, eu chiar aș vrea. Și un fel de aparatură aici, de submarine, de ce știu, telefoane. Uite, binocle și astea, de pe el. Avem aici niște corăbii, cum ar fi de 1768, chiar și o sabie, din 1862, Victory, admiral, din 1812. Și în spate ne arată și cum este interiorul. Deci, sala de mese, restaurant. Bagaje aici, băgau marfa. Mișto. Aici la fel. 1944. Foarte tare. Mamă, și aici și asta. Jucării. Și multe jucării, se pare. Jucării, dar din anii aia. Machita, din anii aceia. Mamă, și uitați-vă aici la motocicleta asta. Ce are în cauciucuri băgate. Are ace de ăștia spin. 1956 avem acolo sus motociclete. Mamă, pe nu zboară asta. Da. Asta e mașină, cum ar veni. E pe roți, are roți sub. E barcă, mă! Și n-ai de asta. Suntem super smart amândoi. Mamă, e barcă. 1984. Mamă, cât de tare asta. Și acolo 1967-1975 motociclete avem. Din 57, din 56. Foarte mișto. Din 73, deci 50, 70. Și asta ce e? Sunt de lung. Nu-mi dau seama. Dar mi se pare foarte...
Cred că bagă sub apă ăsta, ce știu. Ha, nu dau seama. Da, uite așa, că Nicotan știe să meargă cu bicicleta sau așa și noi ne-ar trebui chiar, ne-am gândit să ne luăm o motocicletă cu ataș. Pentru călătorii, jur. Mi-ar plăcea foarte mult o motocicletă cu ataș. Stai acolo la motru și eu să conduc. E cam dreapta asta, s-a cam rupt pe spinarea, dar avem și aici, militară, 1984. Deci este în... Asta cred că e un pic mai confortabil. Și sus acolo, uite, de la așa că americane, cum erau în filmele alea, ale albe. În filme, vedeai. Uite aici, tata. S-a pus să iei așa ceva. Uite pe asta, cum stăteau pe aici, ce e? Că ăsta e gard, stai pe gard. Și pernă Nema. Dar despre asta e vorba, sunt... Militare astea. Ăstea merg pe off-road. Practic stăteai în ciuci. Cu pui picioare în gaură, așa. Ce poziție ai? La fel, ce seama TV, uitați-vă, tata, asta cred că e un fel de at... Crana Deutschland, ăsta e din Germania. E un fel de, mamă, fier masiv, un fel de, de ATV ceva, sus la fel motociclete, din 85, foarte tare. Asta e cea mai potrivită pentru noi, tu poți să stai aici, pe mine poți să mă ții remorcuța acolo. Asta e pentru iarnă ceva, care șenile, sau pentru teren foarte nasol, ia uite, aici. Da, pentru iarnă. Pentru iarnă, da, uite și poze cu ei, din 1400, nu, mai jos, mai sus, Bahor, nu scrie Bauer, uite, nu scrie Bauer. Nu scrie. Scrie greutatea. Da, tot așa pe aici. Da, da, 1940. Maicu, Hercules, uite motocicleta Hercules. Prototip aia de sus de acolo motocicleta. Asta are și... E asta ce e aici? Din Suedia. Ba da, 1961. Și-a avut rovinietă până în lumina 12-a? Aia nu e rovinietă, e pickle. E inspecția tehnică. Dar asta e mișto, da, uite, asta arată mai... Nu putem să deschidem și noi ușa. Nu. Să și capota. Pe sus motociclete, ce tare sunt. Stai că ajungem și acolo. Că sunt prea multe, te-am văzut. Și aici avem o căruță, ce e asta? Chiar da. Pe o vadă de ce căști de metal. Avea și o casă mai de mult, o cască de asta de metal adevărată. Da, motociclete, tot din Germania. De transportat, da. 61, deci multe motociclete acolo sus. Uita ele ce mișto sunt. Și asta, fete. O căruță. Dar avem și noi. Ceva de genul. Uite-te aia în spate ce e de aia, de ziceai că e de... Știi că aia se de pune semana. Pe zăpadă. De zăpadă? Da, da, uite, are da, se da, pune da. Pe zăpadă. Trumpf Junior, Deutschland, Adler. Uite mă, ești Trabantul nostru. Trabantul nostru, mă, tată. Trabant, limuzină. Asta e foarte frumos, îmi place. Foarte frumos. Fiat, 1500, 1964. Uite unde are oglinzile puse. În afară, da. 1964. Și cum îți legai, mă, frate, oglinda la asta? Dinăuntru oare sau? Era deja reglată. Tu crezi că scaunele erau cu reglare automată? Sau? Bă, nu spune că sunt mașini care din anii 60 aveau reglaje hidraulice și așa, Mercedes și astea. Da. Avem aici băscuța, tortul. Uite ce șterbătoare are. Ma, ce mi sunt nici că de jucărie. Da. Volkswagen 1200, 1961, la fel. Opel, cât de frumos arată. Mi se pare lux și acum mi se pare să-l ai piesă de muzeu istorică. Păcat că nu trebuie să ai acces la ele. Mamă mea. Ce tablă e fier. Asta e germană. Da, adică da, Opel e germană. Ce mi se pare tare la ea, uite, ștergătoarele sunt diferite, știi? Da, se duc spre exterior. Interior și exterior. Și asta mi se pare destul de mare. Asta e englezească. Humber. Seamănă cu mașina din englezească, filmul dar e pe stânga. Familia Adams, știi? Ha, da, da, da. Humber, dar e volanul pe stânga. Englezească, dar cu volanul pe stânga. Asta e Corvette, da, sau ce? Nu, Alfa Romeo. Mondrian. 1974, uite ce făceam 74 Alfa Romeo, tu zici, da? Păi aia zic ce formă, da? Și aici avem, asta e GT40, englezească, din 65, să scoți mâna acolo. Nu se deschide, să nu deschizi o geamă, că nu se deschide geamă, nu deschide prin sănituri, de cât alea aveai. Asta e sport car, sport car. Și aici, o ceva, o Formula 1, ceva. Mobil Ford 1, MPG, un motor sport project. Graț, proiectul făcut la Graț. Da, aici am filmat la început, am mai văzut începutul ăsta cu mașina de pompieri. De aici rămăsesem noi. Asta la fel, uite cât de tare e, frate. Da. Nu pot să trec și o să mă uit. Vor fi arătate în ordine pentru că ele oricum sunt cumva amestecate, motociclete cu asta avioane și mașini. Astea le știți. Mercedes-ul 280 din 77. Mi se pare super tare și acum. În 77. Automată. Admiral B28 69, foarte frumos. Mi se pare super, super frumos. Opel, iară. Deci fii atent ce mașini frumoase făcea Opel-ul pe vremuri. Acum nu știu, s-a stricat de tot. Zici că aducea Cadillac așa lățimea lui.
Opel Capital din 65. Ce oglinzi mici are și căderea de fart, de make-up. Păi așa erau pe vremea la multe mașini, așa erau. Asta e americană. Thunderbird 64. Thunderbird. Mamă cum arată, fii atent ce interioare. Da, mi se pare mega lux, uitați-vă. Foarte tare. Foarte, foarte șmecheră. Tablă serioasă. Și bineînțeles Cadillac, 100.000. A, nu, Lincoln. Mamă cât de mare e. Lincoln Continental, 77. Mamă, mi se pare genial, imens așa de mare. Și are efectiv bancheta în față. Nu știu dacă se vede, dar are efectiv bancheta. Și aici avem o piele foarte, foarte grasă. Foarte tare. Știi ce motor are asta? Că are 6.000. Uite că aici totul e băgat motorul, toată capota asta. Asta iar America. A, nu, asta este rusă. USSR. Sau ce? Gaz. 74. Nu seama, dar e vrut. Asta nu se pare. Zici că e un pic din... zici că e un pic din, nu știu cum să zic, Godfather, nu știu ce, nu dau seama, mamă cât aușa oare, și cât de mare. Și acum am să vedem motoare, tehnică. Drujba ferăstrău. Austrieci, astea sunt din Austria, drujba, uite știu, drujba ferăstrău. Sau nu știu, asta îmi dă mie imagine. Motor la aia, punți de față, motoare peste motoare, americane, tot americane, foarte multe motoare americane. UDSSR. Motor. Wow. Astea deja de avion. Germane. Așa arată un motor de avion. Și jos avem drujbe, iar chestiile astea de tăiat. Mamă, și ăsta. La fel, Deutschland. Cât consumă ăsta oare? La fel, drujbe, uite cum era băgat aici. Americană asta. Care o stea și de la Mercedes. Și nu m-ar surprinde. Jaguar. Da. Aici, nu știu, nu știu care sunteți mecanici. În câte pistoane, în câți cilindri erau, cum erau, nu știu. Da, foarte multe motoare. Și ăsta e de avion. Bună încercare. Mamă, ce e aici, nu spinzi urechile în el. Uite de barcă, le-ați de bărci acolo motoarele. Tot de barcă e, ba da, tot de barcă e. Și ăsta tot de barcă, da. Se atașa deasupra. Da, pe era logic, uite că se vede că e de bărci. Sincer, inițial aveam impresia că tunde iarba în foza aia. Ce ăsta e de elicopter. Și uitați-vă aici, așa ceva. Da? N-am mai văzut. Pe cadru, acolo este finala și de aici pleacă așa, în față elicopter. Dar ce elicopter e ăsta, doamne? Turbine, aia sunt motoare, sunt turbine, aici am multe chestii, foarte tare. Și aici am încă unul la fel, e ăsta de aici, da, german. Da, era dracuța rușie. Ultimul de reles testat, ultima dată când a fost pornit a fost în 2 iunie 2007. Deci a funcționat din 58 până în 2007, vă dați seama? Deci asta înseamnă că sunt motoare, uite și motoare aici. Dar elicopterul ăsta mi se pare foarte interesant aici. Motociclete, uite și cu ăla de armată ce e. În spate acolo mare. Asta e drona. E drona? Zic și eu, e cu telecomandă, se știe. Sunt, să știi, și aveam cu telecomandă care sunt machete făcute după urjan. Uite, astea englezești. Drona, da, uite, au flangă drone, aia e drona. Dar nu scrie din ce an. Probabil pentru că nu e de foarte mult timp. Uite, e ce pe ăștia. De lemn. Și se propulsa, uite, aveau parașut aici. Ca să pună frână, ce n-ai, cu ce să propulsa atât de tare? Ca să... să încetinească cu... Celălaltă, da, se trage așa, efectiv. Așa se deschideau. Da, da. Păi da, deschideai la înălțimea aia geamul? Păi da, ce ai? De ce să nu deschid geamul? 955, german. Deci asta e pe bună, uite ce era, fibră de sticlă ceva. Bine. Da, păi e fibră de sticlă. Bă, cât de tare asta e. Asta e chiar... Pompieri, de pompier, da, da, da. Cu motorul direct, da, după, da, ei. Furtun și motorul l-au băgat în oslo. Asta e asta austriece. Da, aici zona asta toate de pompier, da, de la cele mai micuțe. Probabil ca să intre în locul de 1986. Păi seamănă cu alea de la armată, vezi că sunt pe același șasiu făcute. O pe același șasiu cum erau alea de la armată, alea de acolo din față, de le-am văzut mai devreme. Da, păi da, că pompierii sunt tot militari și... Și în sfârșit 1955. Dar ce mi se părea amuzant? Mamă, știi, din filmele alea vechi. Le trebuia pickle, frate, atunci. Păi da, mă, pe ce, cum se întâlnesc? Inspecția tehnică, da, frâne, nu, mi se direcție. Pare... Uite ce faruri aveau. Și aici ceva imens de mare. Ca prin filmele americane, știu că pe acolo mai vedeam genul ăsta. Mamă, șină ferată. 1943, asta e ceva mai veche. 57. Asta să pompeze apă direct. Să lega probabil cu furtunul undeva și pompa direct, știi? Să fie caldă sau rece? Opel. Da, de presiune și așa. Asta mi se pare genial. 1932, și mai veche. Uite cum arată. Ce formă are. Și uite mai farul. Mi-a închis. Cu cine mi-a închis, mă, ăsta? Andrei. Salvare? Da. Păi da, dar de pompieri. Păi... Da, uite că are cu targ aici. Da. Poate rup muzeul aici. Nu, păi asta se deschide jos. Da, da, da. De fapt nu e, asta e salvare, pur și simplu. Da, dar e
Sunt toate închise, mă. Și până și asta, uite, de pompat apă. Asta la fel. Păi tu îți dai seama cât de veche asta de aici? Căruță, ce să... Îți dai seama că totul se făcea manual. Și acolo la fel. Uite că vedeam undeva unde e avionul ăsta, ce cu el. E suedez. Și nu scrie Saab. Saab J29 1951. Așa zbrau ei acolo, ăla. Campionatele de ce sau ce vă știu, exerciții. Și uite, sunt tot de pompieri, scări de urgență acolo în spate, căruțele alea, vezi? Dar nu prea poți să ajungi la ele, că dacă nu-mi place ceva, pot să zic, că pot să zic ce-mi place și ce nu-mi place. Sunt foarte îngrămădite, este spațiu foarte mic și ar trebui, pentru fiecare chestie în parte, trebuie să lase gen acces, să te învârzi în jurul, adică așa aș vedea eu. Mi se par foarte înghesuite, omul ăsta nu prea are bani, sau nu prea face bani așa mult, nu prea vin vizitatori. Pentru că ar fi trebuit să fie ceva mai mare, mai spațios, că nu poți să ajungi la unele chestii, nu poți să ajungi, doar poți să le privești așa, știi? Nu sunt atât de accesibile. Iar la final am lăsat frumusețile. Jeep american 1941, de ce frumos aveau lopețile, toporul. Foarte tare, foarte mișto asta, mașința asta. Jeep. Cam de aici este istoria Jeep-ului. Cam astea sunt primele Jeep-uri care au avut Jeep. Știi că sunt și mașinile astea acum noi. Avem un Dodge aici, 1950. Are și un matriculare. Canistra de benzină, bineînțeles, sau de ulei, că consuma ulei mult ăsta. În fapt, toate cred că consuma. La fel, iar un Dodge, cred că e cam aceeași dimensiune. Din 42, foarte tare. Mamă, o să aude. Canistra era de ulei, de ăstea. Deci aveau aici, de ăstea, la o parte aici. Și intrai. Tu îți dai seama cum te zgâlții ăsta, că n-are nicio treabă, că e șină ferată aici. Dar să-l bagi pe terenuri de nu înțelegi nimica. Nu știu dacă urci în zilele noastre cu mașini, pe unde bagi ăsta. Și asta e ceva mai mare. Nu. DDR, nu scrie țara. 1965. Da, un fel de basculă de camion, de... Puneai piciorul de aici pe asta. Vezi cum s-a făcut? Și de ce te țineai? Păi nu, deschideai ușa și puneai direct piciorul aici pe jantă, de cum s-a făcut. Și urcai. Ca arenauntru. Arenauntru, uite, vezi? Și mai păstrează chestiuri gen arenauntru în el. Ai avut noroc de data asta. Da. Uite cum aveau pielea asta aici. Capitonată. Care era de fapt de formă, că e blană. Uite, te țineai de acolo de mâinări, vezi? Uh-huh. Sau de ăsta de aici. De asta de aici, din dreapta sau stânga. Da. Mamă. Cum s-au de ușa, mă, tată. Le mai dă cu vaselină. Vezi, asta nu-mi place, că e mic, înghesuit. Da, nu are spațiu. Și ți-e destul de greu să le vezi pe toate, ci să te apropii de ele. Să... Uite aici, și văd că mai are tot felul de chestii pe care le păstrează, uite, pe înăuntru, că mai sunt niște căruțe, ceva pe aici, niște chestii. Le păstrează, omul. Față, cum ne trebuie, să nu te urci. Șină ferată, tată. Dar cine știe să conducă așa ceva? Uite cât are 4 schimbătoare. Asta în sine are 5 kg goală. Asta? Da. Are 4 schimbătoare. Cine știe să... Și prindea 60 la oră. Bine, prindea. Atât arăta. Nu prindea asta niciodată 60 la oră. Pe liber, în cădere. Este american asta. Din 41. Mai vedeam noi prin filmele alea vechi, știi? Da. Și uite aici are monstruozitate, tată. Și avem la drăguț acolo mic sus. Da, asta e monstruozitate, deci asta e... Uite pe unde se băgau. Da. Deci nu îmi bași tu acum... Ca o motoare mari. Și sunt simple, doar mecanică, n-are electronică, n-are nimic, n-are ce să strice la. Uite și asta pe unde se băga, pe uitați... Uitați-vă aici unde se băga, uite poze pe unde intră asta. Pe off-road. Asta e numai mecanică, astea nu au... Astea stau strieci. Zauer. S, BV, nu știu. Fiind militare, normal 1950. Că aveau nevoie să le folosească pentru așa ceva. Păi, dar pe vremea nici nu exista. Da. Tehnologie. Dar să băgau numai off-road. Și uite de aici câta nămila. Asta e ceva cu tun. Nu știu, mi se pare că e... Da. Dar nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Are sus, uite, ceva lansatoare, ceva, nu-mi dau seama. Că vezi, sunt niște mecanice, s-a învârt. Vedem din partea așa. Bă, cât de mare. Da. Și uite ce are, are de metal. Are șenilele de metal. Da, numai dacă o duci la fier vechi cât valorează. Că e... Uite-te numai la surpa asta, cablul de tractare, UDSSR. Andrei, fii atent că asta e... 35 de km pe oră. Stai că să căutăm ceva, să vedem. Type 1962. Are ghezamase 30 de tone. Ha! 30.000 de kilograme. Masa lui. Deci tu zici, dacă are 30 de tone, ce? Numai dacă îl duci la fier vechi. Eu nu știu cum nu se înfundă în pământ și în astea, adică la modul ăla, știi? Da, probabil era o bucătărie. Da, de făcut focul și găteau, l-au după el. Păi în război îți dai seama că n-ai unde să faci. Da, mamă, avea să deschid. Așa, revenim că am schimbat bateria. Uite ce de-astea aveau de piele aici și închideau la radiator. Păi ca să nu intre apă, ce știu, abar n-am, nu dau seama, vânt. Și uite, era călături de rachete, de
sau pe chiar lansator de rachete. Eu cred că e lansator de rachete, de fapt. USSR. Transportator de rachete. Are 13 tone jumate. 1981. Uite pe asta ce rotiție are jos. Ce drăguț e asta mic. Suedez. Foarte tare și asta, foarte drăguț. Da, n-aveau limite ăștia pe unde intrau cu el. Tu vezi mai ce motor are ăsta? 1979. Scrie că de aici îți dă cartea tehnică a mașinii, știi? Greutate, tot ce vrei, viteză. Este buldo de ăla. Este buldo. Sau de, știi, fac drumuri cu el, fac, știi, chestii de astea. Nu te zăpadă neapărat, făceau drumurile. Loc la tancuri, la astea. Mamă, sunt imense. CSSR, pe ce-o fi ăsta? 6 tone. A, nu, nu-l zice. Ăsta e austriac. Îmi plac așa, mișto. Polonez avem aici. Așa avem și noi acum la jandarmerie. Așa sunt puse grile, să nu dai cu bolovante, pietre. Păi uite de la ei, deci sunt un fel de jandarm, vezi? Și cu apă. De cum avem noi ăsta, pe auto speciale de jandarm care stropesc cu apă. Aici iar avem ceva decorat. Acesta a fost muzeul de tehnică militară și aviație și de pompieri, după cum ați văzut. Mi-ar fi plăcut, cum a spus, să fie ceva mai mare, ceva mai, nu știu, mai extins, să ai multă accesibilitate. Însă, dat fiindcă este un muzeu privat de un colecționar care le-a colecționat și le-a strâns de-a lungul timpului, aceasta este. Și până la urmă este un muzeu, nu este o expoziție ca la Țiriac, unde poți să intri, poți să te uiți, poți să... Este un muzeu în care încearcă să păsteze cât se poate istoria. Tocmai de aia nici nu lasă persoane să intre în ele sau să aibă acces. Dacă ne-ați urmărit până la final și ați urmărit cu noi împreună tot acest tur al muzeului, vă mulțumim foarte, foarte mult. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Îl aveți acum și în partea dreapta a ecranului pe videoclip direct scurtătură. Și cam atât de aici de la muzeu. Vă mulțumim încă o dată foarte, foarte mult și vă doresc în continuare un weekend plăcut și super tuturor. Noi rămâne să vedem în ce parte mergem, cum ne organizăm. Avem în zona aici lacul Traunse. Probabil vom merge acolo să ne relaxăm, la fel cum am făcut și când am fost la Viena, după ce am terminat filmarea Grina Zoologică. Toată ziua am petrecut-o la Viena și ne-am bucurat de oraș, de plimbări, de înghețată, de mâncare, de restaurante. Probabil asta vom face în continuare și acum, pe acel lac de la Traunse, unde este superb. Dacă mă întrebați pe mine, ați văzut câteva imagini de la sosire. Este superb acolo și foarte, foarte plăcut așa să-ți petești toată ziua și da, și weekendul sau și chiar o săptămână de vacanță, dacă poți să îți iei cazare și să stai. Ne revedem weekendul viitor cu noi activități. O zi bună și nu uita să zâmbiți!